Am să încep prin a felicita, pe de o parte, primăria Pitești pentru a nu știu câtelea fapt cultural pe care face și spun așa, pentru că sunt foarte multe. Și Craguievațul pentru puterea de a organiza aceste bienale, pentru că e vorba despre o bienală de grafică, caricatură, care s-a organizat anul trecut ca număr de perenitate și urmează la anul o următoare manifestare, probabil de dimensiuni, vă imaginați, mult mai mari, pentru că am și întrebat unde a fost acolo și am aflat că la bibliotecă eu pe care am și văzut-o. Într-o zonă care nu știu dacă în perioada anilor 99, când primarul nostru a fost direct martor la ce se întâmpla acolo, primarul nostru și domnul secretar, când au făcut altfel de cascadorie decât domnul prefect, în sensul că au zburat un pot pe altul, și iată că sunt în viața amândoi, dar de ce încep cu acest eveniment? Pentru că sunt bănuiesc că în momentul în care am redeschis asta o astfel de rană, mai mult înțeleg gestul colegilor mei plasticieni, care vin cu un astfel de omagiu, pentru care încet vin a le mulțumi și a-i felicita, chiar dacă aici este un singur grafician prezent, dar este românul Doru Axinte, care anul trecut a luat premiul cel mare. Vă rog să-l aplaudeți. Acest soi de plastică este foarte interesantă și vă rog să mă iertați că fac o mică introducere, tocmai pentru faptul că întrunește toate datele, toate elementele de care se poate servi o comunicare și aici mă refer în primul rând la sinteza, la esența a ceea ce vrea să comunice artistul. Cea mai bună dovadă că actul de comunicare este direct și foarte ușor vizibil este absența textului. Este absența textului pentru că grafica pe care o să o vedeți și o să și găsiți în totalitate în aceste albume cuprinde nume din toate țările lumii, țări care sunt prin esență, unele dintre ele beligerante, chiar și acum, dar și țări care, așa cum suntem noi și sunt și altele, nu acceptă acest soi de întâlniri între zone, decât prin conflictul, dacă vreți, verbal. Eu am văzut și ieri și am văzut-o și azi și am văzut-o și cu ani în urmă această formă de manifestare, sigur cu alți actori, nu numai aceștia. Și să știți că realmente am fost încântat de calitățile deosebite artistice, în primul rând, pe care le prezintă expozanții, dar și de mesajul foarte direct și foarte cald pe care ei au reușit să-l transmită și să-l transmită de așa manieră încât speranța cea mare a noastră este că, într-adevăr, se va instala pacea. Pentru că ăsta este și scopul acestor bienale. Este o țară pe care eu am vizitat-o datorită unui schimb între noi, între orașe, în 96, între Pitești, compresiv cu Craguievaț. Și să știți că am rămas încântat de poporul sârb pe care l-am considerat, și o spun cu durere în suflet, poate cel mai apropiat popor de poporul român. Seamănă perfect cu noi, sunt poate chiar un pic mai calți, noi ne-am mai pervertit, am început să fim ușor reci, să ne uităm un pic peste votare și să luăm partea rea, când avem aici, la un colț între Dunăre, un popor foarte cald, care nu suportă să fie supus. Motiv pentru care, sincer, să spun cu mâna pe inimă, am și un pic de, hai să spun așa, jenă de foarte multe ori că nu suntem ca ei. Nu s-au lăsat sub nicio formă supuși. Chiar și această formă, dacă vreți, de război spiritual cu aceste bienale, este o formă de palme pe care poporul sârb le dă celor care nu știu să rezolve conflictele.
am să rog pe colega mea să continue, pe, fiind cea mai în măsură să vorbească despre acest lucru. Stimați oaspeți, invitații oficiali de calități, doamnelor și domnilor, permiteți-mi că, în primul rând, în numele primarului nostru, să vă transmit felicitări pentru ziua voastră națională și să vă mulțumim că în chiar ziua aceasta, atât de importantă pentru România, ne-ați permis să deschidem o expoziție a noastră aici la voi, iar pentru mine este o mare onoare că pot fi reprezentantul primăriei noastre și primarului nostru și să vă felicit și în numele meu ziua națională României. Grad Kragujevac ima veliku čast da je prijateljstvo i saradnja sa gradom Vitoškim jako dugovečno i jako plodno. Grad Kragujevac je član svih relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave antiratnom aktivnošću. Grad Kragujevac i ovom izložbom i ovim likovnim događajem i aktivnošću koji je jedan od najstarijih u Republici Srbiji hoće uvek da dokaže svoje aktivnosti na polju tolerancije, saradnje i mira. Orașul Kragujevac, în primul rând, este foarte fericit că are pentru un prieten orașul cum este Pitești. Pe de altă parte, Kragujevac face parte aproape a tuturor asociațiilor din lume care au câte o activitate legată de lupta împotriva războiului și lupta pentru pace. În acest sens, el vrea să promovează toleranța între toți în lumea întreagă. U svim tim aktivnostima uvek imamo svog dragog i pouzdanog prijatelja, a to je grad Pitešti i gradonačelnik, naš prijatelj gospodin Pendjuk. I naravno, nastavit ćemo sa tim aktivnostima i dalje. Još jednom velika zahvalnost na prijateljstvu i saradnji i sve najlepše za vaš nacionalni praznik. Și bineînțeles, în toate activitățile legale de antirăzboi, întotdeauna pe lângă noi, alături de noi, este și municipiul Pitești cu primarul lor, domnul Pendiuc, care este un sprijin mare pentru orașul nostru și pentru toate activitățile pe care le desfășurăm. În acest sens, vreau să vă felicit încă o dată Ziua Națională a României și să vă mulțumesc că din nou stăm alături de noi. Este de datoria mea să mulțumesc doamnei Nada Milutinovici pentru prezența dumneei aici și să o să-i transmită domnului primar Veroru Stefanovici, primarul Kragujevacului, mulțumirile noastre sincere pentru această expoziție, pentru toate categoriile de acțiuni pe care le-am organizat. Să mulțumesc de asemenea prezenței aici la acest vernisaj. Sigur, am vorbit mai devreme domnului prefect, domnului președinte, domnului subprefect, dar noastră tuturor. Sigur, și să mulțumesc de asemenea domnului Gheorghe. Zice cineva din public. Gheorghe Dobrică, președintele Uniunii Filialei Argeș și Uniunii Artistilor Plastici. Și domnul Daniel Preduț, aici alături de noi, doi oameni care vorbesc cu penelul și mai puțin altfel. Vă mulțumim, domnul, că sunteți alături de noi. O filială activă, eu zic chiar foarte activă în peisajul nostru cultural. Vă mulțumim tuturor pentru prezență. Mulțumesc acestui neobosit șușchici, așa cum cunoaște lumea, Șole, cel care îi datorăm poate o parte din, o importantă parte, din cei peste 35 de ani de prietenie Pitești-Kragujevac. Șoare, mulțumesc mult! Ca în fiecare an, a fost organizat și crosul Marii Uniri, pe traseul Parcul Trivale, piața primăriei municipiului Pitești. La competiție au participat iubitori ai sportului de toate vârstele. Mă numesc Vasilos Chilucean, sunt din Suceava, sunt absolvent de Academia Forțelor Terestre, și acum urmez cursurile școlii de aplicație
UM1261 din Pitești. Și ce v-a făcut să ieșiți astăzi pe această vreme nefavorabilă la cross totuși? Dorința de a face sport și dorința de competiție. Chiar dacă vremea nu a ținut astăzi cu cei care au fost prezenți acolo, a fost o experiență bună și cred că trebuia să vină mult mai multă lume pentru a participa la acest concurs. Este prima dată când participați la un asemenea cross? Nu, nu este prima dată. Am participat și săptămâna trecută la crossul Unirii din Alba Iulia și am venit pe locul 3. Vremea este nefavorabilă, totuși ați câștigat locul întâi. V-ați pregătit special înainte? V-ați făcut o încălzire? Da, cum să nu. Ca orice sportiv care se respectă, trebuie să-și facă înainte de orice concurs sau de orice competiție, să-și facă încălzirea specifică. Marian Tănăsie din Pitești, 63 de ani. Unde ați lucrat? Sunteți pensionar? Sau sunt pensionar, da, de mult la petrochimie. Și astăzi ați ieșit la cross? Astăzi am ieșit la cross și am vrut să vin în costum național, pentru că la Alba Iulia alerg de 10 ani în costum național și am vrut să fiu și aici în orașul meu în costum național, fiind sărbătoare națională, evident. Este o vreme cam nefavorabilă și nu, sunt obișnuit cu vremuri de asta, alerg și maratoane și am alergat și pe ploaie și iarna și toate anotipurile, nu contează. V-ați făcut încălzirea pentru acest cross? Un pic. Păi m-am pregătit la Alba Iulia, că am alergat acolo acum câteva zile. Mă numesc Vișinescu Dragoș Nicolae, sunt din Prundu și am participat la... Da. Da, te-ai pregătit înainte? Da. Tu mai alergi așa de obicei, da? Da. Și eu spunem astăzi pe vremea aceasta nefavorabilă, totuși ai ieșit la cross. Da, m-am întrebat-o pe mama și mama mi-a spus ca să mă duc. Și românilor ce le urez de ziua? La mulți ani. La mulți ani piteșteni, la mulți ani România. Ziua națională este cea mai importantă sărbătoare a unei națiuni și se cuvine ca la această de sărbătoare să fim uniți, să fim mai buni, să avem o retrospectivă a ceea ce am realizat și o viziune a ceea ce avem de făcut. Sigur, este o zi în care va trebui să creionăm mai mult viitorul, să ne ocupăm mult mai mult de prezent, fiindcă prezentul este punctul de pornire al viitorului. Cu această ocazie vreau să mulțumesc piteștenilor, argeșenilor, românilor în general pentru eforturile depuse ca România să fie una liberă, democratizată și sigur, cu speranța că în viitor lucrurile vor merge mai bine. Nu putem să ne bucurăm pe deplin, având în vedere atâtea greutăți pe care le avem astăzi. Însă va trebui să fim convinși, să nutrim speranța și încrederea că viitorul făurit de noi va fi mult mai bun decât prezentul. De asemenea, vreau să le urez tuturor sănătate, spor, belșug și mai ales bucuria de a fi împreună și de a lucra, fiindcă la baza tuturor realizărilor trebuie să stea lucrul bine făcut, cu credință, cu încredere și mai ales cu gândul la Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu să trecem peste greutăți, ca mâine să ne fie mai bine. La mulți ani Pitești, la mulți ani Argeș, la mulți ani România!